În ultimii ani, satele din Republica Moldova s-au schimbat la față în mare parte datorită proiectelor implementate de România și alte state membre ale Uniunii Europene. Vorbim despre modernizarea infrastructurii de asigurare cu apă și canalizare, iluminatul stradal, eficientizarea energetică a clădirilor publice, dar și despre sprijinul oferit întreprinderilor mici și mijlocii. Primarii recunosc că finanțările sunt o salvare și o șansă la un trai mai bun. Din 2014, de când a fost semnat acordul de asociere, Republica Moldova a beneficiat de peste 500 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, bani nerambursabili. Modernizarea localităților este una dintre prioritățile partenerilor externi. Autoritățile locale spun însă că mai sunt multe de făcut pentru ca tinerii să rămână acasă, iar diaspora să revină. Pe lângă infrastructură, oamenii de la sate spun că mai au nevoie de locuri de muncă bine plătite. Filipeni este unul dintre satele din raionul Leovan continuă dezvoltare. În ultimii ani aici au fost implementate mai multe proiecte menite să le asigure locuitorilor o viață decentă. Se află la 100 de kilometri de Chișinău și are o populație de aproximativ 3300 de oameni. Este satul cu cel mai tânăr primar. Toate investițiile au fost făcute din fonduri europene, fără de care, spune edilul Tudor Comerzan, lucrurile nu s-ar fi mișcat din loc. În mare parte, toate proiectele sau toți banii care au fost investiți în proiecte sunt bani europeni, în mare majoritatea lor, în special, și fără de acești bani ar fi fost foarte dificil. Este bine când sunt aceste oportunități de finanțare și că există și această concurență între primării. Prin proiect el își demonstrează capacității lui de a atrage investiții, de a dezvolta localitatea. De 2 ani, gospodăriile din Filipeni sunt conectate la o sursă de apă. Aprovizionarea cu apă potabilă a fost mereu o problemă pentru localitate, unde majoritatea fântânilor abundă în nitrați. Cu sprijinul Uniunii Europene a fost construită o rețea de apeduct cu o lungime de 99 de kilometri, de care beneficiază și satele vecine. Iar prin intermediul proiectului Diaspora Acasă reușește, finanțat de PNUD Moldova și cu implicarea localnicilor, satul a scăpat de bezna de pe străzi, fiind renovat sistemul de iluminat public stradal. Tot cu bani europene, autoritățile locale au reușit să cumpere un tractor și utilaje pentru managementul deșeurilor, dar și pentru curățarea drumurilor. Acasă la mine am apă caldă, am apă rece, toalet în casă, tot. Lumină stradală avem, drumuri mai trebuie, o leacă și restul tot normal. Eu am fata care e tot plecată și i-am spus să vin acasă și aici poți trăi. Poți trăiești lângă mama și lângă tata. Ce vă spune? Scândești. Lucrezi, muncești, ai, n-ai, stai acasă, nu-ți dă nimeni. Primarul localității spune că în ultimii ani au apărut mai multe oportunități de atragere a investițiilor. Cu fiecare proiect implementat, viața oamenilor se schimbă. Mai nou, cei 350 de elevi de la gimnaziul Filipeni au un laborator modern pentru studierea limbilor străine. S-au cumpărat 25 de calculatoare, 13 table interactive, un soft și mobilier. Investiția este de 1,4 milioane de lei și face parte dintr-un proiect al programului Satul European. Nu-și dădeau rândul ca să intre în acest... Chiar s-au adresat elevi care, că, uitați-vă, clasa cu tare deja au făcut, dar noi încă nu lecții în respectivul cabinet, în acest laborator. Ardeau de nerăbdare, curiozitatea era la maxim, vă zic, atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Facilitează însușirea și studierea limbilor străine. În școală se face atât franceza cât și engleza. Ideea a pornit fiind și profesor de educație prin societate. În anul trecut, cu clasa 7-a, semestrul 2, deja sunt la clasa 8-a, semestrul 2, am avut învățare pe bază de proiect, și anume starea de bine în școala mea, ce schimbări ar face ei în școală. Ei au venit cu propunerea starea de bine în mod de predare interactiv. Și am discutat cum ar arăta, cum credeți voi că ar trebui să fie. Doar 30% din populația din Filipeni o reprezintă tinerii. Lipsa locurilor de muncă și a oportunităților de dezvoltare îi alungă practic din sat. Autoritățile locale speră că prin transformarea comunei vor reuși să îi întoarcă pe cei plecați și să-i convingă de faptul că nicăieri nu e mai bine ca acasă. Într-adevăr, sunt condiții bune de trai, dar asta-i. Aleg tinerii să plece. Pleacă pentru că nu sunt locuri de muncă
bine plătite și de aceea tinerii aleg să părăsească țara noastră. Nu, e familie să aibă om prin străinătate, copil, om, femeie, mamă. Uite, eu am fată Italia, am băiete Germania, tot se duc. Este greu pentru o familie să se descurce într-o localitate, în special într-o localitate rurală, dar nu este imposibil. De exemplu, în agricultură, să luăm așa, avem 900 de hectare irigabile care pot fi irigate și se pot planta diferite culturi cu valoare adăugată. Totodată avem niște tineri care au început să pună pe roate o mică afacere de familie, un restaurant, o mini cafenea, prin care fac pizza la cuptor de lemn, dar iarăși, lipsa oamenilor un pic este dureroasă problema și un pic stopează activitatea. Situația este și mai grea la Romanovca, un sat care se învecinează cu Filipeni. Chiar dacă localitatea este conectată la rețeaua de gaze naturale și apeduct, aproape fiecare a doua casă este abandonată, iar străzile sunt pustii și triste. Cei care au avut posibilitatea au plecat în căutarea unui trai mai bun, spun puținii oameni care au mai rămas. Dar cine stai? Așa le-au lepădat, s-au dus locurile, bătrâni care au fost aici, mulți bătrâni, tot așa. Au rămas căsele, nu cu ochii s-au dus la... Nu pot să se construiască, dar și se construiesc dacă e scump tot. Este aici plajie, să mai duc așa, care știu a tăie la jie. Apa avem, gaz n-a tras, că era scump pe timpul și ala, când trăgea tot era scump. Și așa că n-a tras, trebuie încăpăt un balon și l-am pus acolo și lasă și eu. Chiar care l-au tras, l-au închis și eu de la balon spun. Am mers și la nordul Republicii Moldova, în satul Băhrinești, raionul Florești. Localitatea e cunoscută prin faptul că a reușit să atragă un șir de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, iar o parte dintre cei plecați în străinătate au revenit în locurile natale. Este un sat modern, avem toate condițiile, aproape ca la oraș. Avem apă, avem gaz, salubritate. Am fost cu soțul în Irlanda mulți ani de zile. Și acum ne-am întors înapoi acasă, pentru că Moldova este țara noastră. Lumina care o avem, iată, chiar aici, este minunată atunci când noaptea ieșim și nu mai este întuneric cu cel de cândva, dar este o luminație perfectă în jurul casei. Sper eu că primăria o să mai depună eforturi pentru ca viața sătenilor noștri să devină și mai bună și mai frumoasă. La Băhrinești s-au investit mulți bani europeni. Câteva dintre proiectele realizate sunt apeductul, iluminatul stradal, reabilitarea sediilor instituțiilor publice, dar și nenumărate inițiative sociale în valoare de sute de milioane de lei. Cu un buget local anual de puțin peste 5 milioane de lei, lucrurile nu s-ar fi mișcat din loc, spune primarul Victor Covalenco. Proiectele care aduc schimbarea unesc comunitățile și responsabilizează cetățenii. Lucrurile s-au schimbat spre bine la Băhrinești și datorită localnicilor, care nu au fost indiferenți și s-au implicat de fiecare dată când a fost nevoie. Sursele financiare la moment, într-adevăr, nu se găsesc în Republica Moldova, dar cu suportul externilor și din surse europene noi putem să îndeplinim aceste condiții necesare pentru societate. Picături cu picătură se împlășește caldarea, așa și la noi. În satul Băhrinești deja au rămas definisat 4 km de drum care anul acesta va fi implementate. Și aici unii oameni se plâng de sărăcie. Noroc de faptul că satul e la 8 km de orașul Florești și 35 de km față de Bălți, astfel că mulți și-au găsit un loc de muncă și fac naveta zilnic la serviciu. De canalizare este de pildă baie, nu o să ajunge... Pentru a vă face baie aveți nevoie de mai mulți bani. Nu, corect. Și să înțeleg că nu-i aveți în... Pleca pe șticotare. Ținem animale un alta, dar tot nu ajunge. Producția aia, ca în trecut, pâinea nu s-a făcut, noi o cumpărăm pentru animale. Salariul e mic, n-am ce zici, dar n-avem încotro. Eu tot îmi în Europa, eu tot în Italia, Germania, la lucru și am auzit. Față de cum trăiesc europenii aici, la noi încă-i sărășei tare mare. Față de cum trăiește lumea acolo, aici încă-i nici... Trebuie mult. E bine lăsat pentru coaitățile.
ai în Beșină, ai ceva, dar la oraș te duci să cumpiri tot. Experții spun că localitățile din Republica Moldova nu se pot moderniza armonios fără un plan de dezvoltare bine pus la punct. Puține sate reușesc să elaboreze o astfel de strategie, deoarece și aici e nevoie de bani. Aici apare o altă problemă, lipsa unei viziuni clare în ceea ce privește dezvoltarea rurală în Republica Moldova. Pe parcursul anilor au existat mai multe strategii naționale, toate au arătat bine doar pe hârtie și atât. Statutul de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană pare să responsabilizeze autoritățile care trebuie să aducă rezultate. Guvernarea a lansat anul trecut programul Satul European cu un buget de peste 2 miliarde de lei. Până acum au fost implementate 90 de proiecte din totalul de 490. Asta înseamnă o rată de absorpție a fondurilor de doar 10%. Cele mai multe proiecte vizează modernizarea sistemelor de apă și canalizare. Pentru primar era necesar să elaboreze un proiect care să-l depună la Oficiul Național Dezvoltare Regională și Locală. S-a venit cu altă abordare, primăria nu are nicio contribuție. Din domeniul clădirilor publice, din 120 de proiecte, 23 de proiecte deja sunt finalizate. Din 152 de proiecte pe apă și canalizare, 20 de proiecte deja sunt finalizate. La etapa următoare, până în luna septembrie-octombrie, noi, ca oficiu, considerăm că o să fie toate proiectele finalizate. 100.000 de cetățeni deja beneficiază de condiții mai prielnice pentru viață. Autoritățile recunosc lipsa locurilor de muncă și infrastructura proastă îi determină pe oameni să plece de la sate și că e nevoie de timp pentru ca localitățile să devină atractive. Chiar și așa, pentru unele proiecte lansate de guvern, cetățenii manifestă mai puțin interes, spune șeful Direcției Programe din cadrul Ministerului Agriculturii. De exemplu, în 2022 au fost alocați 176 de milioane de lei pentru inițiativele grupurilor de acțiune locală, însă doar jumătate din acești bani au fost valorificați. Aceasta este o problemă, deoarece, într-adevăr, localitățile rurale preponderent se dezvoltă agricultura, iar reieșind din faptul că tindem să dezvoltăm o agricultură performantă, tot mai puține locuri sunt în agricultură. Ca politici de agricole și de dezvoltare rurală, ne propunem mai multe activități. Prin această modalitate de subvenționare în avans, ne-am propus să susținem anume autoritățile publice locale și activitățile non-agricole din mediul rural. Prin intermediul măsurilor de dezvoltare rurală, în acești 3 ani au fost depuse peste 360 de proiecte din partea autorităților publice locale și, cum am zis, neagricole, practic câte 10 anual. Ne vom strădui ca în următoarea perioadă să facem mai clare aceste mecanisme de subvenționare. Guvernul își propune până în anul 2030 investiții de 3 miliarde de lei în sectorul agricol. Cel puțin asta prevede o nouă strategie de dezvoltare agricolă și rurală. Avem 41 de grupuri de acțiune locală înregistrate în Republica Moldova. În anul 2022 au depus 40 de cereri aceste grupuri de acțiune locală care au fost selectate pentru finanțare. Aceste grupuri de acțiune locală cuprind peste 50% din teritoriul Republicii Moldova, practic, la moment. Ne propunem să dezvoltăm până la 60 de grupuri de acțiune locală. Domeniile care urmează a fi susținute sunt identificate la nivel local, în cadrul GAL-ului. Se face un sondaj, fiecare sectorul public, sectorul antreprenorial, civic, ce își dorește să dezvolte. Oamenii din localitate, pur și simplu, sunt chestionați pentru a vedea ce își doresc în localitate. De ce abordarea în cadrul programului LIDER este anume de jos în sus? Autoritățile își pun speranța că odată cu primirea statutului de candidat, asistența și sprijinul Uniunii Europene vor crește. Republica Moldova va putea accesa fonduri care vor ajuta țara să atingă standardele europene minime, iar investitorii ne-ar putea privi ca pe un viitor stat membru al Uniunii Europene, unde pot investi cu garanții de securitate.